Spuneam data trecută că pentru a înțelege și mai bine consecințele neascultării și beneficiile libertății în har, Apostolul Pavel ne oferă în capitolul 10 al epistolei 1 către Corinteni pilda poporului Israel, care, deși a beneficiat de izbăvirile miraculoase ale lui Iahveh, a ales să continue să se manifeste în necredință și neascultare pe drumul spre Canaan. Fapt pentru care Iahveh i-a făcut să rătăcească prin pustie până au pierit toți, mai puțin Iosua și Caleb. Israel avusese șansa și libertatea să triumfe, dar a ales pieirea prin cârtire și răzvrătire. Ca nu cumva să ne credem mai buni, vă spun cu regret că și noi suntem la fel. Ca fii de Dumnezeu ar trebui să dorim să ascultăm de Tatăl nostru Ceresc. Ni s-a dat și avem libertate și ar trebui să o folosim ca să alegem mereu ce e cel mai bine. În schimb, des și lesne noi păcătuim. Alunecarea e adesea pe nesimțite, cedând unor ispite subtile în probleme controversate, în momente greu de detectat. Fiți de aceea mereu atenți la starea inimii voastre față de adevărul care este în și din Dumnezeu. Nu e de joacă. Poți fi un creștin matur și să păcătuiești. Așa că fii cu mare băgare de seamă. Urmează-L pe Domnul în toate, ține pasul cu El, ascultă-i vocea și împlinește-i voia. Vestea bună este că, pentru momentele când simțim acele puternice atracții sau plecări către a păcătui, pe care Biblia le numește ispite, Dumnezeu a promis că ne va pune la dispoziție mijloace și resurse ca să le depășim fără să cădem și astfel să ne întoarcem în siguranță la El. Dumnezeu ne pune la dispoziție, de exemplu, acea formă specială de înțelepciune numită discernământ, care ne ajută să luăm cele mai bune decizii, bazate pe credință și frică de Domnul. De asemenea, Dumnezeu ne atenționează să fugim de lucrurile care ne-ar putea face să cădem. Da, idolii nu au viață, dar nu uitați că în spatele lor sunt forțele răului care fac tot posibil să ne înșele, să ne depărteze de Dumnezeu, să ne doboare, să ne distrugă. Așadar, odată cu libertatea în Hristos, vine și înțelegerea lucrului grav și important că păcatul ne pândește. El poate afecta capacitatea noastră de a ne dărui cu bucurie unei relații tot mai strânse cu Dumnezeu. Încă o dată, nu vă jucați cu așa ceva, nu vă expuneți, nu cedați în ce privește darul acesta atât de prețios al libertății. Un fel practic de a ne dovedi dragostea pentru Dumnezeu este să-i iubim pe semenii noștri până la sacrificiu. Poate că ne simțim liberi să trăim cum credem că e mai bine, dar să știți că voia lui Dumnezeu, exprimată în cuvântul Său, trebuie să ne conducă și să ne determine deciziile, cuvintele, reacțiile și acțiunile noastre. Totul trebuie făcut pentru slava lui Dumnezeu. De aici izvorăște adevărata libertate care definește și nobilează viața creștină autentică. Dacă aparținem Domnului Iisus, să trăim în consecință, să afirmăm asta prin cuvinte și prin fapte. Dumnezeu dorește nespus ca noi să dovedim și să oferim și altora dragostea și harul Lui. Așa vor deveni viețile noastre cele mai bune mărturii și exemple de urmat, când Îl vom prezenta celorlalți pe Iisus Hristos ca singura cale prin care pot ajunge în cer ca să trăiască veșnic.